Hudinanșilor, avem un update criminal chiar acum pe Brookhaven. Așadar, să nu uitați să rupeți butonul de like, să apăsați și pe subscribe și pe clopoțel ca să primiți toate notificările. Și ne scrie deja de aici, da? Din dreapta vedem Criminal Roleplay Set, ceea ce înseamnă că, într-adevăr, avem update-ul criminal. Și ca să ajungi la acel update, trebuie să urmezi niște pași, da? Adică nu poți așa cu una, cu două. Și care este primul pas? Primul pas este să te duci să îți cauți un plot gol, unde poți să îți cumperi o casă. Și dăm aici să ne cumpărăm o casă. Iar acum, dacă mă duc la final de tot, avem casa cea nouă care s-a introdus, și anume casa depozit. Însă s-ar putea ca această casă să fie mutată pe viitor, da? Deci trebuie să găsiți neapărat casa aceasta. Cine știe, poate o să fie pe altundeva când o să vă uitați voi la episod. Însă, dacă ați găsit casa depozit, trebuie neapărat să o cumpărați. Și ce se întâmplă aici? Depozitul acesta pare un depozit normal la prima vedere, însă ascunde un secret uriaș. Și ca să vedem secretul, o să trebuiască să mai facem câțiva pași, însă până acolo vreau să vă arăt ce ne indică că există un secret uriaș aici. Și dacă o să mergem la cutii, o să vedem mesajul secret. Și mesajul acesta ne spune așa: în timp ce investigam un cerc de criminali, da, deci deja avem cuvântul criminali, ia, am primit un pont care ne spune că membrii agenției țineau întâlniri secrete în acest loc și doar cei mai înstăriți, cei mai bogați puteau să participe la aceste întâlniri. Bro, ce cauți în casa mea, bă? Ăsta încearcă să mă fure? Ok, l-am banat instant. Stai așa să închid și eu ușile, adică, mă rog, porțile astea. Și după cum ați văzut acolo, într-adevăr se întâmplau chestii criminale în acest depozit. Dar dacă te uiți așa, vezi doar cutii, da? Și zici, băi frate, unde se întâmpla toată activitatea aceasta criminală? Și ca să ajungi la locul secret din acest depozit, trebuie să te duci la mob. Da frate, chiar la mob, pentru că dacă apeși pe mob, se deschide o trapă ultra secretă. Și avem aici niște scări. Și dacă am coborât pe scări, ia vezi bro, avem ascunzătoarea secretă a criminalilor din Brookhaven, care sunt membrii agenției. Și aici avem o grămadă de arme. Ia uite, shotgun, pistoale frate, mamă, puști din astea jumechere. Ce mai avem aici? Avem cutii cu gloanțe, da? Deci avem aici o grămadă de armament. Ia uite, și mai multe arme pe aici. Alte cutii cu gloanțe. Ok, o celulă unde poți să deschizi ușa. Deci aici poți să vii să prinzi pe cineva și să bagi la pușcărie, gen. Ok, și mai multe cutii cu gloanțe. Bun, un safe uriaș. Stai, ia, dacă apăs aici, se deschide ușa și membrii agenției aparent țineau aici banii, frate. Mamă. Sincer să fiu, cam puțin dei banii, dacă stau să mă gândesc bine. Poate au luat banii să facă ceva, nu știu, ceva criminal cu banii ăștia, o ilegalitate, ceva, cine știe. Ce mai avem aici? Aia? E un fel de perete. Ok, avem niște servere. Ia, serverele agenției.
Din păcate nu cred că ne putem conecta la ele. Mai sunt și o grămadă de fire care alimentează serverele acestea. Și mai multe cutii aici cu gloanțe, dar avem și, ia vezi bro, calculatoarele astea. Adică avem două monitoare, ok, și o tastatură. Mamă, deci aici probabil că este centrul de comandă al infractorilor care aparțin de agenția din Brookhaven. Ok, ce mai avem aici? O bombă? Bă, avem și bomba, frate? Oh my god, ce pun la cale infractorii aceștia? Și avem, desigur, noua iconiță pe care am mai văzut-o și în trecut pe alte jocuri de Brookhaven, însă nu pe Brookhaven-ul oficial, ceea ce cred eu că în trecut exista iconița aceasta în Brookhaven, dar developerul probabil că a scos-o dintr-un motiv sau altul. Dar asta desigur este iconița infractorilor. Și ia stai așa să vedem. Deci dacă mi-amintesc eu bine, exista bomba aceea aici, nu? Da, e exact aceeași bombă. Mamă, doar că asta e mult mai mare, parcă. Ok. Și cred că era și bomba din servietă, oare? Stai așa să vedem. Poate aici? Nu, aici sunt doar bani. Ok, poate aici la servieta asta. Da, gata, am găsit servieta. Mamă, da bă, și pot să pun acum mai multe serviete cu bombe. Ok, băi, deci este incredibil locul acesta. Oare mai ascunde și alte secrete? Cum ar fi? Cum ar fi să mai existe aici încă o ușă secretă sau ceva? Da, nu prea pare. Mi-aș lua și un pătuț. Stai așa, să încerc să mă gliciuiesc sau ceva. Dar sincer nu știu la ce perete să mă duc. Oare să mă duc la peretele ăsta? Hai să pun aici, poate e ceva ascuns. Bă. Ia. Văd acolo scărițele, ok. Stai așa să vedem, ce mai e aici? Aici e celula. Ia uite, se mai văd acolo gratile. Ok. Hopa, ce e chestia asta de aici? Bă, ce e chestia asta? What? Ce-o fi chestia de acolo, frate? Care se duce așa în jos cu negru. E destul de dubioasă. Ok, stai așa să vedem. Deci pare a fi pe undeva pe aici, nu? Cred că da. Ia să pun aici un pătuț. Deci pare ca și cum ar mai fi o încăpere ceva, dar nu mă lasă mă să-l pun. Așa, bun, gata. O. Bă! Era o cameră plină cu lasere. Ia stai. Mamă, aici sunt niște lasere, deci am mai găsit o cămăruță secretă. Și nu înțeleg care-i treaba, e ca o gaură de aerisire acolo și sunt mai multe lasere, însă dacă sar mă teleportează înapoi. Ok, bro. Deci asta mi se pare destul de insane. Camera asta chiar mi se pare interesantă rău de tot. Ia, și dacă pun de exemplu pătuțul în partea asta. Bă, a început cu tremurul. Oh, nu cu tremurul, bro. În partea asta altă nu pot să mă duc nicăieri, dar ia, stai să vedem în partea asta dacă pot să pun un pătuț. A, dar mi-l pune tot aiurea. Așa poate. O. Ce e aici, bro? Pare ceva ciudat și acolo. A, sunt în spatele serverelor. Ok. Dar nu prea pare că pot să ajung acolo. Ia stai așa să vedem. Dacă mă duc
Și încerc să pun aici, de exemplu, un pătuț. Mă, că trebuie să mi-l pună invers. Bă, dar de ce mi-l pune așa, frate? Oh, ia să vedem acum. Dar nu mă lasă să mă duc acolo. Da, deci nu cred că mă lasă să mă duc în partea asta. Oh, stai. Cred că acum l-am pus mai bine. Ah, mă trimite tot aici. Deci doar camera aceasta secretă am reușit să o găsesc în locul acesta ultra secret. Deci iar avem o cameră secretă într-un alt loc secret. Cam acesta a fost episodul Hudinașilor. Sper că v-a plăcut. Să nu uitați să rupeți butonul de like, să apăsați și pe subscribe și pe clopoțel ca să primiți toate notificările. Iar noi ne reauzim ca de fiecare dată pe următoarele episoade. Pa, pa!